Ați văzut, i-a explicat Iohannis ca la proști azi. Veorica, scoate o foaie să-ți desenez. Nici un ministru nu va fi numit nou în guvern decât după validarea din Parlamentul României. Venise Veorica cu băieții ei. Haideți, haideți la neamț să fim mulți. Mamă, s-a supărat neamțul că ăștia au venit la prânz, știi, adică în orele de odihnă. Și a ieșit Iohăniță la ei. Nu, deci nu, deci ca să fie clar, nu. Viorico, ce literă din nu, nu pricepi. Plecați că vă u cu furtunul. A, și a mai zis-o într-un mare fel. Doamna prim-ministru, vă spun acum direct și public, trebuie să vă prezentați în fața Parlamentului României. Auzi, tati, dar nu poate fi adusă cu poliția, că ăștia din PSD doar așa înțeleg. Până nu văd ei duba la poartă, nu se mișcă. Mai avea puțin Iohăniță și făcea istericale de-alea. Femeie, nu înțelegi ce, ești nebună, du-te în Parlament, du-te în... Că mai zic acum cine știe ce. Bineînțeles, Veorica o dă cu blocajul. Uitați-l, uitați-l pe neamț cum ne blochează. Să vină curtea, să vină pompierii. Arafate, cheamă smurdu Arafate. Veorico, rupeți părul de pe cap să fii credibilă. Serios, fă spumițe, convulsii. Tăvălește-te, Veorico. Din păcate însă, abuzul de putere continuă. Sfidarea românilor continuă, președintele se poziționează împotriva românilor. Abuz de putere, sfidare, trădare de țară, pedofilie, ce-a mai zis? Mă rog, nasol. După care a dat-o pe ban, doamna. Adică, dragi români, atenție că neamțul nu e român, cum ar veni. Îi amenință oricând a ocazia că o să le taie veniturile. Pur și simplu le refuză dreptul la plată oamenilor care muncesc. Dă-o încolo, să taie toate veniturile românilor? De ce ar face asta? Ca să-l urască lumea? O fi nebun, doamnă, ce ziceți? Să le fie rușine la toți în Parlament și la președintele țării, că nu e pentru țara noastră!